Astăzi am făcut ciorbă de legume cu conopidă. Dacă doriți să fie de post, nu puneți smântână și ouă. Eu am folosit 2 cepe, 3 morcovi, 2 ardei verzi, un ardei capia și câteva bucăți de conopidă. La sfârșit am adăugat puțină verdeață, niște pătrunjel. Ciorba a ieșit foarte bună, însă copiii mei doresc să fie cu ouă și cu smântână, așa că am bătut într-un castronel 2 ouă întregi împreună cu 4-5 linguri de smântână și am turnat apoi peste ea un polonic de zeamă de la ciorbă, care nu mai era atâta de fierbinte, și am amestecat, apoi am turnat acest amestec peste ciorbă. A ieșit foarte gustoasă. E ușor de făcut, este de post, dacă nu puneți ouă și smântână, și e foarte gustoasă chiar fără aceste 2 ingrediente. Eu doresc să vă faceți și voi această ciorbă pentru că este foarte hrănitoare și gustoasă. Încercați și voi să faceți rețeta.